Bun găsit tuturor, vă spun de la această oră, Cătălin Cârnu și Andrei Tivilic. Începe etapa cu numărul 25 a Super League, iar la Galați se înfruntă Oțelul și FCU Craiova 1948, doi pe care în continuare se gândesc la play-off. Craiova mai bine poziționată, locul 10, 30 de puncte, Oțelul este pe poziția 12, are 28 de puncte. Moral bun pentru olteni care vin pe victoria dulce cu Dinamo, pentru că așa sunt de fiecare dată aceste victorii ale oltenilor împotriva grupării din Ștefan cel Mare, istoric vorbind, în vreme ce Oțelul, pe evoluție modestă, a cedat în Giuleș cu Rapid 1-2. Salutare și bine v-am regăsit, prieteni. Oțelul care are și ea o victorie cu Dinamo 1-0, cam singura, nu? Raportându-ne la jocurile de pe teren propriu. Nu sunt foarte multe schimbări, câteva confirmări pentru că s-au prelungit acordurile unor fotbaliști. Dorinel Monteanu optează pe portarul Relu Stoian, Jelef Sise, Lovrici, Miguel Silva în departamentul defensiv, Lameira Cizotti și Samuel Teles la mijlocul terenului, Frederic Masiel, Alex Pop și Bodișteanu, tripleta ofensivă a gălățenilor. Constantin începe cu gură în poartă, apoi Negru, Lechiata, Zlacroa și Padula, Kim și Albu, mijlocașii centrali, linie ofensivă de 3 cu Button, Bausa și Chițu, iar în față Blănuță. Acestea sunt primele informații de la malul Dunării. Pauză și revenim cu debutul meciului Oțelul Galați FCU Craiova. Superliga vă este oferită de Superbet. Oțelul Galați versus FCU Craiova 1948, prima propunere din programul rundei cu numărul 25. Încet, încet, dar din ce în ce mai sigur, ne îndreptăm către finalul sezonului regular. Iată câțiva centurioni, ce erau, spartani, în rândurile suporterilor gălățeni. Am văzut și câțiva fani ai Craiovei, avem însă și oamenii aflați pe cele două bănci de rezerve. Oțelul Galați și FCU Craiova, așadar, fiecare cu gândul că ar mai putea prinde, așa, pe ultima sută de metri, play-off-ul Superligii. Vă reamintim situația din clasament. Craiova, locul 10, 30 de puncte, 28 pare Oțelul, poziția 12-a. În acest moment, pe locul 6, se află Sepsi cu 33 de puncte. Sibiu, locul 7, are tot 33, lupte foarte, foarte strânsă. Cluj e și acolo, pe acest front, să spunem, play-off-ul, sau pentru play-off, 32 de puncte pentru Universitatea Petrolul, 31 de puncte. Da, au șanse, în continuare și Oțelul și FCU Craiova, doar că au cam multe echipe în față și nu mai sunt atât de multe etape până la finalul sezonului regulat. Da, e important să nu pierzi și să aduni cât mai multe puncte, pentru că Oțelul Galați s-a descurcat foarte bine, mai ales în deplasare. Abia eșecul din Giurești cu Rapidul, 1-2, a fost prima bornă în ceea ce privește insuccesele din deplasare. E adevărat că Oțelul, dacă s-a descurcat bine afară, pe teren propriu, nu întotdeauna a reușit să agonisească, să adune puncte. Doar 3 cu Dinamo în acel succes cu 1-0. Horia Mladinovici la centru. I-am recunoscut și pe cei doi capitani, Vlad Achim de la formația olteană, respectiv Iuri Cizotti de la Oțelul. Terenul propriu era forța noastră până acum, până la promovare, spunea Dorinel Munteanu înainte acestei întâlniri. Lucrurile s-au schimbat, de adevărat, pe ce Oțelul a ajuns în prima divizie. O formație care a fost mai solidă, mai eficientă pe teren străin. Să ne uităm, primul eșec în deplasare a venit abia etapa trecută în Giulești. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla cu Bausa, pentru că patronul Mictel anunța că acesta ar putea să fie ultimul meci al lui Pepe Bausa la FCU Craiova. Există interes din golf pentru el. Iată, vedem imagine pe jucătorul argentinian, considerat de mulți cel mai bun număr 10 din campionatul României, mai ales după evoluția, după realizarea de excepție pe care a avut-o la meciul cu Dinamo.
Da, cred că a avut însă și o problemă așa legată de constanță, pentru că nu a jucat de fiecare dată foarte, foarte bine. A strălucit în unele partide, precum în cea cu Dinamo, dar s-a și pierdut de cele mai multe ori de-a lungul acestui sezon. Iar Bauza a mai fost vizat și în campionatul trecut, chiar și FCSB dădea semne că și l-ar dori. N-ar fi nicio noutate până la urmă să opteze pentru un contract mai bănos în ceea ce îl privește și cu ceva reușite de ordin financiar și pentru formația craioveană. Da, plus că am mai avut și probleme medicale în ultimii ani. Constanța, hai să spunem că nu a fost punctul său forte. Totul este pregătit pentru debutul unu acestei pleacă, confruntări. Unul poate pleca, altul însă e titular, nu? Rokas Lekiatas, jucător lituanian, foarte interesant de văzut cum va face pereche acolo în axul defensivei cu elvețianul Leo Lacroix. Și alte formații din Craiova, Universitatea joacă în această seară cu Universitatea Cluj, direct pe Digisport 1, de la ora 20, două meciuri sâmbătă, două duminică și două luni. O să vorbim despre programul acestei runde pe durata meciului. Lăptura de start le aparține băieților lui Dornel Munteanu, a fost prima atingere a lui Alexandru Pop, jucător care s-a aflat pe bancă la meciul cu Rapid, nu era 100% din punct de vedere fizic, altfel cu siguranță a fost titular. Vorbim de golgheterul echipei, 9 reușite în acest sezon pentru omul care a venit de la Dej. Ultima reușită pe 17 decembrie pentru el, în deplasare cu Cluj, gol de 3 puncte pentru Dornel Munteanu. Da, interesant totuși că avem doi golgheteri autentici. Aurelian Chițu are tot 9 goluri, minge scoasă în marginea careului, poate veni șutul, interesant, de la distanță. Miguel Silva cred că a fost mult, mult peste transversală. Trei portughezi plus 1, să nu uităm, João Lameira alături de Samuel Teles. Frederic Vasile e cel care tocmai ce și-a prelungit acordul, contractul până în vara anului 2025, și Miguel Silva. Patru portughezi într-o formulă cu 11 jucători, în condițiile în care la capitolul români descoperim doar 3, portarul Stoian, Alex Pop și Ștefan Bodișteanu. Încă un atac pe care îl încearcă formația gazdă a fost Bodișteanu la balon. Dezamăgit și spectatorii s-au dat out pentru Craiova. O repunere rapidă a lui Radu Negru. Nu țin nici oltenii de minge. A fost o pasă acolo pentru Masiel de posedă de Albu. Dribling scurt al optarului craiovenilor și o diagonală excelentă. Apoi pentru Pepe Bauza, Sise îl întâmpină. Bauza ridică privirea. Dă drumul la balon, Aurelian Chițu, probabil va urma o centrare din tușă pe 6 metri, într-adevăr, dar mingea este respinsă, este o intervenție a lui Joe Pedro Lameira. Nu s-a regăsit nici Frederic Masiel, a încercat un lung de linie, balonul din nou în posesia oltenilor, oricum început bun de meci, un ritm alert, au revenit oamenii lui Dorinel Munteanu. Iată aici izbutind un stop, nu ca în tinerețe, dar oricum o preluare care a ieșit în doi timp. Antrenorului care le-a cerut suporterilor să rămână alături de echipă și să o susțină necondiționat, indiferent de situația din timpul jocului. Simt că în deplasare Craiova joacă mai bine, spunea Dorinel Munteanu. Totuși vorbim de o echipă care a câștigat ultimele 4 meciuri acasă, FC-ul Craiova, vreme ce în ultimele 5 deplasări trupa lui Constantinu a bifat o singură victorie la voluntari și a pierdut de 4 ori în acest interval. Da, Dorinel Munteanu e un diplomat prin excelență, pentru că și reciproca era valabilă. O juca formația lui Constantino foarte bine în deplasare, dar și oțelul Galați nu evoluează convingător pe teren propriu. Mă rog, apropo de diplomație, a avut probleme în acest capitol Dorinel Munteanu după meciul din Giulești. Cazul său încă nu a fost analizat, judecat de către CNCD, Comisia Națională pentru Combaterea Discriminării. Ar putea avea probleme, Dorinel Munteanu? Da, a fost neinspirat. Nu cred că și-au spus-o mulți, a zis-o cu răutate, dar în fine, va plăti în cazul în care așa se va hotărâ, fără îndoială, pentru vorbele necugetate. Încă un atac al oțelului, același Masiel vine cu o minge pe care a vrut să-i o trimită lui Cizotti. Italianul are ceva de comentat la adresa unui coechipier. A urcat bulgarul Milan Jelev, balon trimis din prima de către Lameira, faza arată bine acum, Alex Pop în fața porții, e offside. Acum foarte bine reușește să strângă acolo Negru, a respins mingea din 6 metri.
Acesta este Pop. O revelație a actualului sezon și, într-adevăr, asistentul a văzut bine. Era în offside în momentul pasei lui Maciel. Urmează degajarea lui Gurău. Cu multe bune, dar și cu rele în acest sezon. Un altul goalkeeper al celor de la FCU Craiova. A avut foarte multe intervenții la partida cu Farul, e adevărat pierdută 0-1. Greșit la meciul din Giulești. Iată-l pe Cizotti, omul esențial în jocul și în strategia gândită de fiecare dată de Dorinel Munteanu. O intrare destul de tare aici asupra lui Dragoș Albu. De galben, totuși îl calcă. Da, tare, suntem curioși cu toții, cred. Apropo de introducerea cartonașului albastru, cum și în ce fel, la câte discuții sunt și acum pentru deciziile arbitrilor. De văzut cum se vor lua ele. Atacul încercat de Bodișteanu. Bodișteanu, să nu uităm, cu gol în partida tur, atunci când Oțelul Galați s-a impus în bănie cu scorul de 2-0. Tot Ștefan Bodișteanu, urmărit de Radu Negru. Bodișteanu accelerează. Micuțul, inimosul Radu Negru, reușește să agațe mingea și oltenii sunt în posesie prin capitanul Achim. Un dribling în propriul careu. Achim ține de minge, îi pasează lui Albu. Anumite riscuri pe care și l-au asumat oltenii. Minge pierdută și este un fault. Probabil călcat Albu. E a doua oară, asta îi spune arbitrului. Tocizotti. Mai devreme îl ciupise. Dar până a stat de clară. Dar cred că îi prinde totuși piciorul lui Albu. Se anunță dueluri foarte interesante, poate chiar cu scântei între cei doi mijlocași. Babicu? Babicu în imagine, da. Am aflat în conducerea Oțelului. Da, s-a umplut tribuna a doua. Organizatorii au și aprins instalația de nocturnă, mulți suporteri și în tribuna întâi. Oricum, Oțelul Galați s-a bucurat de o rețetă consistentă de-a lungul acestui sezon. Radu Negru întoarce mingea lui Gurău, care vine cu degajarea inexactă. Oțelul pe recuperare imediat, Cizotti, neatent, Chițu, se greșește mult de o parte și de alta. Dar îmbucurător e ritmul în care se joacă Palerd. Fază frumoasă, Maciel a ridicat privirea, vine cu driblingul Maciel, concentrare pe lung. Au ce complicații acolo, ar fi mars o semifoarfecă din lateral. A fost o recentrare a lui Bodișteanu, avea doi coechipieri, era în fața acolo de 6 metri, mingea s-a dus între ei. Noi antrenori din generații diferite, Dorinel Munteanu și Giovanni Constantino. Cu temperamente diferite. Mai vulcanic, așa cum îl știm pe Dorinel Munteanu, nici nu a început bine meciul și deja gesticula. Traversă o perioadă bună, spunea Constantino. Din nou meciuri oficiale am câștigat 6. Și să nu uităm ce declarații a făcut patronul Mititelu. La meciul din Giulești, de-a dreptul furios, și părea iminentă demiterea lui Constantino. Cu s-au calmat, o nouă recuperare în prima adversă a Oțelului. Maciel, central lui Pop, pe jos nu ajunge Bodișteanu, ocazie mare de gol pentru Gălățeni. Periculoși în benzi până acum băieții lui Dorinel. A urcat Miguel Silva foarte vigoros, dar are șansa contra-atacului Craiova. Da, au avut de fiecare dată supra-numeric. E adevărat că și oltenii au ținut de minge, au vrut să iasă cu balonul la firul ierbii, pasat acolo pentru a progresa. Reușesc acum Blănuță, Sisel atacă imediat, Blănuță nevoit să întoarcă. O face simplu William Button, vine cu centrarea, gândise bine argentinianul Bausa, putea să finalizeze. Button, unul dintre sărbătoriții zilei de 7 februarie, a fost evident aniversat de către colegi. Tot 7 februarie nu l-au uitat oltenii, fiind născut și Nicolo Napoli. Da, mesaje de bun simț frumoase și pentru Napoli și pentru Button pe pagina de Facebook a clubului din Craiova. Construiește Craiova, o pasă verticală nereușită a lui Negru pentru Button. Genul și Pepe Bausa au fost schimbați în timp repriza a doua meciului din Giulești și
De acolo a început implozia oltenilor. Noi revedem faza de mai devreme cu această combinație între Masiel și Pop, o centrare la firul ierbii din partea lui Pop. O fracțiune de secundă prea târziu a ajuns Bodișteanu pentru a împinge mingea în poartă. Da, ar fi venit perfect pentru el un nou gol. A rămas doar cu acela marcat în bănie. Ștefan Bodișteanu, anul trecut evolua în divizia secundă la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Ușor, ușor, scuză-mă, va începe și campionatul în divizia secundă. Chițu intră bine în acea minge și pune balonul pe stângul, încă un dribling pe care îl încearcă, mulți adversari acolo, centrarea lui, Blăuță pentru Bausa, trage Albu, mingea este blocată, Bausa fault în atac. Fază fierbinte, putem spune, în careul oțelului. Da, șoc și groază, haos în defensiva oțelului, cum s-a întâmplat mai devreme în apărarea Craiovei. Totul a plecat de la Chițu, s-a descurcat excelent. Fază încălcită. Și atât faultul în atac pe care l-a făcut Pepe Bausa. Da, cred că Lovric este cel doborât de adversar. Sau Lamira. Lamira Pedro. Lamira. Da, a apucat să respingă acea minge din fața argentinianului. Da, Lamira a coborât de fiecare dată în centru, între Sise și Lovric, tocmai pentru a da mai multă încredere oamenilor din defensivă. Se intră tare, Blănuță e cel care faultează. Deloc n-a dat încredere Lamira în meciul cu Rapid. Să nu uităm, el a pierdut acea minge din care a ieșit primul gol al giuleștenilor, de posedat, acolo la insistențele lui Albu. Din nou, Lameira caută diagonală, o intervenție cu capul a lui Padula. A început așa, destul de neclar al celor două echipe, cu multe baloane pierdute. Foarte bine se repliază Achim, ricoșeu, mingea s-a dus în acea zonă din piciorul lui Jelev, în concentrare. Masiel pe bara a doua, tot pentru Bodișteanu, intervine Negru. Continuare și concentrează atacul în partea dreaptă oțelul. Aici sunt probleme, vedem, pentru Padula. Da, foarte puțin a ieșit la rampă, de exemplu Cizotti, faza curge din nou bine, Pop ar fi vrut să șuteze Lechiatas, l-a închis bine pe piciorul stâng, nevoit Pop să facă încă o piruetă, lituanianul este pe urmele sale, vine imediat cu pasa în interiorul careului, degeaba, însă Craiova poate reacționa, Bausa dă drumul contraatacului. Deci niște Chiriță în partea stângă, a întârziat Bausa, deposedat, ambii antrenori cu mine pe sus, Constantino, bineînțeles că ar fi vrut o lovitură liberă. Locul curge, atacul oțelului, Masiel la întâlnire pentru Cizotti, nu se mai aștepta Masiel, nu a reacționat, n-a simțit practic acea pasă pe care a dat-o capitanul său. Intenția lui Cizotti a fost bună. Da, e o pâine de mâncat aici pe partea lui Andreea Padula, întrucât Chițu nu se retrage mai deloc. Trebuie să vină ori Dragoș Albu, ori Vlad Achim. Achim deocamdată în celălalt flanc, Bausa frumos este acroșat și obține lovitura liberă. Bune ritmul și intensitatea până acum. Se joacă alerg, meciul e dinamic, au fost și faze la cele două porți. Chiar nu arată meci de 0-0 acesta. Da, două echipe care e clar tânjesc și își doresc victoria. Mai devreme însă Constantino degeaba era cu brațele pe sus, nu fusese nimic în momentul în care gălățenii izbutiseră să recupereze balonul. Tot Constantino spunea, poate fi un sezon istoric pentru echipa noastră. Avem și cupa în față. Da, într-adevăr ar fi ceva pentru FCU să ajungă în play-off, de ce nu să prindă o finală de cupă. Adrian Mititelu investește de atâția ani în fotbal, nu știu, cred că sunt vreo 20 de ani, a băgat zeci de milioane, conform propriilor spuse, dar totuși nu a fost niciodată cu adevărat aproape de o mare performanță, de un titlu, de o cupă. Da, și până la urmă, cupe europene. Dacă ești milionar și echipele se desființează, două cazuri repede, Unirea Urziceni și Astra Giurgiu. Pentru fotbal, mai bine rămâi așa, chiar dacă evident Mititelu și-ar fi dorit să câștige măcar un titlu. Vaslui a fost aproape de trofeu, locul 2, într-un sezon în care Adrian Porumboiu investise masiv. A jucat în cupele europene. Miguel Silva bagă mingea în centru. Foarte bine anticipat Padula, Bausa aleargă italianul, Sise este și el acolo. Și mingea se scurge în afara terenului.
Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. Minutul 14 la Galați, în continuare 0-0 între Oțelul și FCU Craiova, mai aproape de gol. A fost formația gazdă, deși pleacă Pop Masiel, trimite în centru la Cizotti. Deci mingea la fundașul stâng a Miguel Silva. Încă acolo și pe Samuel Teles și întâmpinat de Radu Negru. Intervenție a lui Albu, depășită Button, poate veni o centrare pe colțul lui Masiel, depășit de acel balon. Aurelian Chițu a coborât de această dată, spunești tu mai devreme că are nevoie de susținere, de dublaj Padula. Chițu aproape să piardă, revine totuși fost jucător al Farului, iar Craiova obține o aruncare de la margine. I-a ieșit până la urmă dribblingul frumos, cu șansă. E adevărat că FCU Craiova 1948 rămâne în posesie. Bun și pressingul, denotat și acest amănunt al gălățenilor. Mingea pleacă spre Patton, atent Miguel Silva și este fault aici. Și a recunoscut vina imediat Vlad Achim. L-a călcat involuntar pe Teles. Da, o echipă cu mai mulți fotbaliști care au înscris, cea Craiovei. Practic doar doi dintre fundași nu au izbutit să marcheze, plus Lechiatas, că e la debut. În rest, toți oamenii lui Costantino au măcar un gol marcat în actualul sezon. Cu capul Sise încearcă să o împingă în mod constant Oțelul pe Craiova către propriul careu. Să vedem pe Baus, a vrut să joace în adâncime pentru Button. Era un spațiu în dreapta, n-a urcat nimeni acolo însă și a simțit asta Pepe Bausa. Până acum câteva țâșniri sau tentative de contraatac ale oltenilor. Are clasă, pentru că de fiecare dată când primește balonul, explozia lui îl ajută să depășească primul adversar. Vlad Achim nevoie să se retragă, Sise. Da, Ivorianul, singurul fundaș din linia de patru a Oțelului, care s-a bucurat, e adevărat, o singură dată pentru un gol. Parcă mai prezenți la mijlocul terenului sunt oamenii lui Dorinel Muteanu. Cizotti, după ce primește de la Masiel, vine cu centrarea pentru Alex Pop, doar repunere din 6 metri pentru portarul Gurău. Mai prezenți și clar mai agresivi fotbaliștii lui Dorinel Muteanu. La agresivitate cred că e campion Oțelul Galați. Repunere scurtă a lui Gurău și o pasă rea pe care a încercat să o dea Achim lui Radu Negru. Așa lege cu un aut Oțelul. Așa le cer antrenorii și tocmai de aceea apar și astfel de greșeli, ca și cea lui Lameira în meciul de care aminteai din Giulești. Mai devreme Oțelul Galați a recuperat iarăși după doar două pase în defensiva Craiovei. Blănuță până acum invizibil, fără baloane. Încearcă să dea tonul la pressing tânărul atacant al oltenilor, în care Adrian Mitelu are mare, mare încredere. Da, vorbeam de toate aceste inexactități mai devreme. Apar în continuare erori, mingi la adversar sau direct în afara terenului, cum a trimis și Stoian. Repune Negru, face lung, intervenție hotărâtă a lui Lovrici. Sta foarte bine din punct de vedere fizic cei doi stopere ai Galațiului, Lovrici și Sise. Lacroa poate concura cu ei fără nicio problemă. Da, Sise și Lovrici nu s-au complicat. De fiecare dată au dat în minge, n-au pasat în preajma careului sau în interiorul suprafeței de pedeapsă. Din nou Sise. Asta pentru că în general nu se complică echipele lui Dorinel Munteanu. Adeptul unui joc simplu, un joc direct. De multe ori acesta este și un joc eficace. Cizotti, spațiu mare, centrare și intervenția lui Lacroa. Da, cred că s-a grăbit aici italianul. Putea să pătrundă cu mingea în interiorul careului. Ar fi avut și varianta unei lovituri directe spre poarta lui Gurău. Lacroa însă și-a făcut treaba. A rezolvat simplu și eficace lovitura de la colțul terenului pentru Oțelul. E primul corner în acest match. Gurău foarte, foarte înalt, uneori însă dă semne de nesiguranță. Are parade minunate, dar și câteva goluri primite. Bună de vierea lui Masiel.
Da, și Bodișteanu, fără să-și asume responsabilitatea unei prelor, măcar optează pentru această minge aruncată direct în tușă. Foarte multe aruncări de la margine până acest minut 19. Negru scanează terenul, preluare pe piept a lui Blănuță, Button. A vrut pentru Aurelian Chițu, încă mai au de făcut reglaje cei doi antrenori. Sau, mă rog, jucătorii acolo în teren ar trebui să facă reglajele necesare, mai ales oamenii responsabili cu ultima pasă, principalii dispeceri, dacă vreți. Blănuță se agită, o cam face de unul singur, Sise nu se complică, Relu Stoian și astăzi titular în poarta oțelului Galați. A ieșit din dispozitiv Lechiatas. Da, Bousa tot încearcă de fiecare dată să-și surprindă adversarul, acum a ales flancul drept, acolo unde Negru ar putea să accelereze într-o șarjă în care să-i ofere balonul argentinianului. Cred că a atins mingea până acum mai mult cu mâinile decât piciorul Negru. Chițu pentru Albu, intervenția lui Sise și Stoian. N-a încercat să prindă acel balon, deși nu cred că era o pasă a lui Sise. A fost pur și simplu o intervenție. Da, i-a fost teamă, nu a riscat deloc, n-avea cum să dea indirectă arbitrul, pentru că Sise a chinuit, practic, balonul. În niciun caz nu pasezi așa propriului portar, atât de înalt. Bausa, da, pentru italianul Padula, Chițu cu spatele, excelența descurcat, centrarea lui Padula, respinsă în corner. Începe ușor, ușor, se vadă și pe faza de atac Padula. Blocați bine până acum, obligați să rămână în spate fundași laterale, Creve și Padula și Radu Negru. Da, oltenii cum reușiră să mute jocul de pe un flanc pe celălalt, cum le-au permis și colegilor din defensivă să urce. Bausa încercând să livreze balonul cât mai exact pentru unul dintre colegii săi. Aurelian Chițu stă la pândă, Jelev îl supraveghează, Blănuță lua și el în primire de Lovrici. La scurt dialog. Da, îi șoptește, tu ataci colțul scurt, mie îmi lași colțul lung. Ne trimite Bausa în fața careului de 6 metri, avea om pe respingere oțelul personalului Bodișteanu. Izolat totuși Bodișteanu, s-a adus către marginea terenului cu acel balon și mingea cred că a ieșit. Vedem și pe lituanianul Lechiatas. Au fost ceva jucători din spațiul Baltic în România în ultimii ani. Venim la atacantul lituanian Matulevičius Kait, care a avut o perioadă foarte bună la Rapid, acum accidentat. Da. Cum era? Lauta. Vorobiova să o minge acum în care Blănuță, preluare, dar nu mai apucă să dea la poartă. Minge reținută de Stoian, se pare că s-a și accidentat, goalkeeperul gazdelor. Mi-am uitat de prenumele său, Modestas, nu? Era... Joacă prin Turcia acum, dacă nu greșesc, da. Ce fază bună a făcut Bausa cu acel dribbling, a urmat centrarea Blănuță. Un pic prea largă preluarea. Da, era aproape de poartă, Stoian a avut posibilitatea să iasă. Mai totuși inspirat? O preluare în condiții dificile cu două adversarii în apropiere pentru Blănuță. Da, ar fi fost și mai inspirat dacă încerca să lovească mingea direct cu capul, pentru că nu trebuia decât să se aplece un pic. Suntem la jumătatea primului act, oțelul și FC Craiova 1948 la egalitate. S-a mărit ziua, e adevărat, începe să se însereze la malul Dunării. Nocturna însă era prinsă de ceva vreme. Un joc bun însă, chiar dacă nu strălucitor, ritmul îmbucurător. Poate vor veni și golurile, Dragoș Albu, fără să se complice repede până la italianul Padula. Are segmentele lungi, accelerează bine, vine cu pasa, Chițu ar trebui să fie acolo și într-adevăr el primește. Pasă pentru Dragoș Albu, atacat de Cizotti, au duelul lor personal cei doi. Acum Cizotti l-a faltat de două ori pe Albu. Atât pe Bausa, să vedem ce inventează aici argentinianul, o rupere de ritm, Bausa rămâne în posesie. Pasa este bună pentru Blănuță, dar
avea adversar în spate, negru, și este un fault. Lovitură liberă pentru Oțelul. Ce bine să retrăsese negru, pentru că arbitrul a lăsat avantaj. Ar fi avut posibilitatea Oțelul să accelereze în acea zonă pentru o șarjă care să ducă mingea spre poarta lui Gurău. Vlad Achim. Un gol în actuala stagiune pentru capitanul Craiovei. Dragoș Albu în divizia secundă, el era purtătorul de banderolă. E adevărat, după promovare, din când în când a jucat și rolul capitanului. A și pierdut echipa la un moment dat. Atmosferă frumoasă în aceste momente, creată de fanii Bălățeni, chiar dacă nu e un stadion plin. Miguel Silva pentru Budișteanu, între cei mai tehnici fotbaliști din echipa lui Dornel Munteanu. Spunea mai devreme, s-a ales și cu niște critici în acest sezon în partea antrenorului său. Da, nu e un stadion plin, dar mai toți suporterii gălățeni strigă și încurajează echipa. Elegant, Button, mingea l-a păcălit însă cu o traiectorie superbă și preluarea lui Bauza, o clasă cel puțin peste orice alt fotbalist pe care îl urmărim în această partidă la capitolul finăță. Și în general peste media campionatului. Repet, e posibil că acesta să fie ultimul meci al lui Pepe Bauza în România. Ar putea pleca în golf. Ca 20 de minute până la pauză, lovitură liberă bătută pe jos de Vlad Achim. Button. Foarte mulți adversari acolo în apropierea lui Button. Minge este întoarsă de Padula către Lacroix. Dar n-a avut o construcție elaborată formația lui Constantino până acum. Țin de minge, dar vedem, nu reușește să iasă din propriul teren oltenii. Da, e greu, că de fiecare dată omul cu balonul se vede luat în primire de către adversar. Da, acolo Achim ar trebui să dezlege ițele, ar trebui să facă acea legătură dintre linii. Da, e singurul care coboară. E adevărat, și Albu se mișcă, iată-l aici reușind să găsească o poziție convenabilă, vine cu pasă pentru Vlad Achim și este momentul în care, într-adevăr, Craiova mută atacul în cealaltă jumătate de teren. Frumos trecurată mingea pentru Button. Button din nou, belgianul încearcă să continue un doiul cu Aurelian Chițu, nereușit însă. Masiel, iată pressingul Craiovei. De rezultate, mingea este câștigată de Padula. Padula pasă pentru Chițu, nu poate pătrunde. Bauza peste tot în frontul ofensiv. Bauza, centrare defectuoasă totuși. În lumea You and Unibet, jucătorii au cele mai tari tool-uri. Pentru mai multă distracție împreună, fiecare cu cel mai bun joc al său. Unibet, de la jucători pentru jucători. 27 de minute consumate din această partidă, deocamdată fără gol. Au fost însă situații la cele două porți. Relu Stoian, fostul goalkeeper al Gloriei Buzău. Bună de vierea și un moment excelent, dacă pasa ar fi fost precisă, Masiel putea rămâne în spatele lui Padula și să se îndrepte spre poarta lui Gurău. Achim a urcat negru de această dată, Achim îl preferă însă pe Bauza, invariabil mingea trece pe la Bauza, pe atacurile oltenilor. Chițu, bun această intervenție a lui Sise, a venit cu omul, a ieșit din dispozitiv apărătorul celor de la Oțelul Galați. A, energia nu lipsește deloc din jocul celor două formații, nevoie însă de mai multă precizie, mai multă inspirație. Da, două echipe care țin totuși liniile defensive departe de propria poartă. Aici Lechiata pe preluare, nu poate Samuel Teles însă să intre cu mingea în careu. Nevoie să facă încă o piruetă, vine cu pasa, Dragoș Albu neglijent și el. Un șut de la distanță din prima! N-a fost o lovitură rea, ba chiar frumoasă și merită aplauzele suporterilor. Aplauze care sunt așa de încurajare. Da, la Meira s-a ales cu acea zgaibă în partida din Giulești. Glumind un fel de Wolverhampton de România, Oțelul Galați cu atâția portughezi, iarăși se complică Achim. A încercat așa ceva și mai devreme, să dribleze
în propriul careu. Bun, e un jucător care are tehnică, dar acolo oricine poate să fie deposedat. Plus că da, e și destul de lent. Viteza n-a fost niciodată patul său, dar știe și riscă, dar e sigur pe procedeele sale. Nu e atât de tehnic precum Bausa, dar e omul care, dacă va reuși să treacă de adversarul direct și să vină cu o pasă instanță la mijlocul terenului, o poate trimite pe FC-ul Craiova cu mai mulți oameni în cealaltă jumătate de teren. Urmează această lovitură liberă pentru Gălățeni. Probabil Bodișteanu va executa, el o face, prelungire capul al lui Pop. Nici o problemă pentru Gurău, era ceva să marcheze din mijlocul careului cu capul un fotbalist scund precum Pop. Da, vestea bună, niciunul dintre cei doi portari nu a degajat mingea de fiecare dată repuneri scurte, tocmai pentru că toate construcțiile au plecat din zona fundașilor centrali. Lacroix întoarce pentru a câta oară, același Hakim coborât între Elvețian și Lechiatas. Primite bine Hakim, minge pe capul lui Glănuță, dar nimic notabil pe continuarea fazei. Da, singura șansa lui Plănuță este să devieze balonul pentru unul dintre colegii săi. A intrat în prea puține combinații până acum cu Bausa și cu Chițu Plănuță. Lacroix, mingea depășește pe Palbu, totuși recuperează darul oaspeților Vlad Hakim. Padula, italianul, driblează, cade de lângă Jelev. Decizie care nu este contestată de fundașul bulgar. Dar ar fi fost inspirat să joace imediat mingea, pentru că izbutise să treacă de doi adversari. Jele, fără complicații, l-am văzut centrând de multe ori de calitate. Da, Dorinel Munteanu, la termenul, cred că verbul cravașează de fiecare dată fotbaliștii, este cel mai bun. Padura vine cu centrarea, balon scos așa de la Meira. Vă reamintim, tot în această seară avem Universitatea Craiova, Universitatea Cluj de la 20 pe Digisport 1. Se joacă și Borussia Dortmund Freiburg pe Digisport 2 de la 21:30. Și sigur foarte multe pe evenimente sâmbătă și duminică pe canale Digisport. Să intrați pe site-ul digisport.ro și în aplicația Digisport pentru programul transmisilor și pentru foarte multe știri. Blănuță este blocat, intervenția lui Lameira, depășit și Button, Bodișteanu, elegant, în mișcări, în controlul balonului, nu e fault, decide centralul, da, de revăzut totuși acea fază, albu, negru și acum Lechiatas, chemat la ordine Bodișteanu de arbitrul Mladinović. Da, a dat senzația că vrea să sară, și pe, după aceea a căzut, s-a întins, s-a lovit de piciorul adversarului. Decizie bună, să știa, lui Mladinović. Da, uneori se fluieră mult, mult prea ușor. Pe direct am avut impresia că a existat acolo un contact. Radu Negru. Da, interesant jocul de cuvinte de mai devreme. Dragoș Albu, da, Albu mută pentru Radu Negru. Să vedem dacă vreunul dintre ei va izbuti să marcheze. Deocamdată este pasa greșită pe care nu reușește să o trimită Samuel Teles, acolo unde și-ar fi dorit Bodișteanu, de unul singur, încă o dată cade. Este deznădăjduit jucătorul Oțelului Galați, pentru că Mladinović nu a fluierat nici acum. Chițu, Lacroix, reprimește Chițu, care a coborât mult mai mult, ține de balon, Radu Negru îi asigură o zonă confortabilă pentru a pasa, Button pe urmele lui, Radu Negru se uită după o posibilă pasă, dar asta contează întotdeauna în arbitraj, ca balanța să fie aceeași, indiferent de situație. Acum Bodișteanu nu mai comentează, dacă ar fi fost în locul lui Radu Negru, probabil ar fi cerut fault. Pe Digisport.ro vedeți ce a spus Simona Halep la finalul audierilor de la TAS. Tot pe site și în aplicația Digisport aflați unde a ajuns Adrian Petre, fostul atacant de la FCSB și Farul. Degajarea lui Relu Stoian, Oțelul nu s-a mai complicat acum să construiască
din preajma propriei porți. La acest capitol FC Craiova stă mult mai bine, mai multe pase, o posesie mai bună. Cizotti n-a izbutit să iasă la rampă decât s-a evidențiat așa, cu ghilimele de rigoare, cu faulturile multiple pe care le-a făcut. La Croa pentru această degajare a lui Gurău. În zona lui Aurelian Chițu, Sise, e mingea lui. S-a complicat însă, a vrut să-l depășească pe Chițu. Certat Sise, evident, de Dorinel Munteanu. Da, când n-ai o tehnică foarte bună, trebuie să joci simplu. Da, că s-a pus să te retrage acolo în centrul defensivei. Dacă dădea și cu stângul în minge, poate că ar fi fost o soluție să-i trimite lui Relu Stoian. Masiel a degajat în Padula. Imediat a venit să-și prezinte scuzele jucătorul oțelului. Oh. Da, la handbal era eliminat 2 minute. Direct în cap i-a dat. Da, gestul l-a salvat. A venit imediat să-și ceară scuze și să vadă ce se întâmplă cu italianul. Jelev pe repunere, 10 minute până în pauză. Alex Pop, pressingul Craiovei dă rezultate pres de o clipă. Ce greșeală pentru Samuel Teles. Încă o contră, balonul rămâne însă în posesia lui Bausa pentru câteva clipe. Masiel poate avansa, reușește să dea drumul la balon pentru Cizotti. Minge la întâlnire Aurelian Chițu. A fost intrarea lui Masiel, tot el a căzut și oricum cred că s-ar lua faul pentru că a fost o intrare din spate, n-a fost un număr la umăr, totuși este out în favoarea oțelului. Da, Chițu a făcut ceea ce trebuie, s-a retras pentru că Padula fusese scos din joc după acea pasă cu minge trimisă în spatele său. Jelev, repunere lungă, Sise încearcă să trimită mai departe, bată, ușor neglijent, Samuel Teles nu poate prelua, greșește în fața lui Albu și se arată un contraatac al oltenilor. Juan Bausa, blănuț, încearcă să câștige metri, se complică însă Bausa, nici vorbă de nimic aici, așa e când vrei să faci prea multe. Și așa e când vrei să impresionezi pentru a prinde un transfer, rămâne întins pe gazon Bausa. Da, e genul de fază în care ți-e rușine, practic, de ce ai făcut și mai bine te dai accidentat. Să vedem însă. Pregătiți acolo la marginea terenului să intervină membrii staffului medical. Probabil că s-a ridicat. Vă să spun că oamenii se duc pe bancă, medici. Pasă la întâlnire pentru Pop, mult prea tare, a lui Cizotti. Am părut într-o zi grozavă, capitanul italian al Galațiului. Haideți să revedem faza încă o dată. Oprește brusc în fața lui Lovric. Îl atinge sau nu curatul? Să ținem de față oricum. Îl atinge, dar clar exagerează, pentru că e mâna stângă, ok, a lui Lovric, dar nu mi se pare o lovitură de mare intensitate, adică să rămâi întins pe gazon, să te tăvălești. Da, putea să-i paseze pe culoar lui Blănuță și poate contraatacul Craiovei ar fi fost mai periculos. Costadino discutând cu Rusandu, arbitrul de rezervă. Mladinovic explică lucruri lui Bausa. A vrut să se ducă până în poartă la acea fază argentinianul. I-a ieșit cu Dinamo, de ce n-ar fi încercat și cu oțelul Galați? Brănuță este acroșat, jocul continuă. Argentinianul accelerează, Jelev mai bine plasat. Chițu se poate dezvolta un doiul în acel flanc. Bausa și Chițu, doi jucători foarte tenici. Padula vine să-l ajute pe italian și e corner. Se aud și fanii Craiovei. Se află la peluza din dreapta. Evident, La Croa apare din nou în careu. La această fază fixă, gălățenii și au oamenii în marcaj. Bausa, centrarea are foarte mult efect. Stoian poate reține, respinge, dar trimite bine, scoate mingea din careu și balonul ajunge la un coechipier. Nu mai mult până la final acestei prime reprize. Minutul 39. Achim convinge pentru Padula, probabil are soluție în partea stângă, dar Bausa pune corpul, cade, l-a luat la ochi Mladinovic pe argentinian. Da, așa s-a întâmplat și cu Bodișteanu mai devreme, după care Bodișteanu n-a mai avut nimic de comentat.
Craiova însă se mișcă mult mai bine în ultimele 10 minute, sau s-a mișcat mai bine decât oțelul Galați. Chițu, Sise, se cere un hands pe care îl face Ivorianul și, într-adevăr, Mladinović observă. Chițu probabil voia și un cartonaș galben pentru apărătorul central al gazdelor. Ia să vedem dacă, într-adevăr, da, a vrut să facă hands. Luna a lovit mingea și cred că merita galbenul. Un hands voit al lui Sise. Relu Stoian. Atent, atent, le strigă evident colegilor care au venit în marginea careului. 6 goluri din faze fixe au marcat FC Craiova în acest sezon. A primit foarte multe, în schimb, numai puțin de 13. Mladinović atent la ce se întâmplă în careu. Bausa cu mult efect pe lung. Poziție dificilă însă pentru o reluare cât mai exactă a lui Aurelian Chițu. 5 minute până la finalul primului act. 0-0 oțelul FC Craiova 1948. Rămânem optimiști că vom vedea și goluri. Fără gol din noiembrie Aurelian Chițu. Are în total 9 reușite în acest sezon. Marcat ultima oară în derbiul Universitatea Craiova, acel 1-1. Blănuță încercând să-l păcălească pe Jelev, bulgarul însă anticipează corect. Lameira vine cu pasă pentru Bodișteanu, tamponatare, lovitură liberă pentru oțelul. Pe vremuri se spunea că l-a controlat la glezne. Da, sau l-a curentat. În modul ăsta cu jambierele tăiate, găurite. A prins aproape între campionatul. Dar ar fi interesant să primim o explicație la un moment dat. Iată ce posesie, ce raport. 50% pentru fiecare dintre cele două echipe. Da, e o partidă. Placebo. Mă rog, unii jucători au gambele foarte dezvoltate și nu e foarte confortabil să se evolueze cu jampierele așa mulate pe picior. Cazul altula, mă rog, cred că e doar o modă. Da, e o tendință. Vedem și în alte campionate. Galațiul reușește până la urmă să mute jocul. De minute bune, FC Craiova 1948 zăbovise mai mult în terenul gazdelor. Sise e schema cu repunerea lui Jelev pe linia de 16 metri. Devierea lui Sise nereușită. Acum șutul lui Cizotti și încă o repunere din margine. Lacroix urmărește pe Sise, mingea respinsă de Paola Bausa, încearcă să dea din prima, dar este o intercepție a lui Bodișteanu. Miguel Silva în spate pentru Relu Stoian, degajează, îi trimite lui Lameira, acesta pasează lung, o recuperare a lui Vlad Achim. Da, fără complicații, Sise lasă pe Lovric să urce. Din nou portughezul. Bausa este pe bancă la Craiova. Probabil vom vedea în repriza a doua. Probabil că va intra și CDB. Mutări obișnuite. Formația lui Constantino. Mai este, da, și Jibril Ibrahim. La nivelul băncii, italianul Craiova este mult mai bine raportându-l la jucătorii ofensivi. Radu Negru impecabil și la această fază. În fața lui Bodișteanu, Achim poate schimba. Chițu din prima poziție, totuși dificilă. Dragoș Albu, același Chițu. L-a chinuit pe Lacroix, Albu frumos cu pieptul pentru Chițu, care e cu fața, dar ce se întâmplă? E unul dintre jucătorii Galațiului căzut, tot Bodișteanu? Cred că Miguel Silva e. Da, fundașul lateral. Jocul în general cursiv. Ia, tăia respirația Radu Negru lui Miguel Silva. Mingea șutată cu putere de la o distanță mică, nu cred că exagerează Lusitanul. Nu, însă un pic dezamăgit de comportarea celorlalți și chiar și ai colegilor. Niciunul nu s-a dus către el, mai ales că o minge luată în plin, dacă te prinde și fără aer, staie filmul.
Un moment de respiro. Vom avea mai mult ca sigur vreo 2 minute suplimentare pentru această primă repriză. Niciun gol însă. Oțelul versus FCU Craiova 1948. Meciul care deschide etapa cu numărul 25. L-am auzit din nou pe Dorinel Munteanu. A antrenat foarte multe echipe în cariera lui. Interesant e că totuși pe la Craiova n-a trecut. Radu Negru, între linii este Blănuță, Negru alege soluția la îndemână, Button, șters, mi s-a portat în această primă repriză belgianul. A creat superioritate, nu prea au ieșit dribling-urile, nici pasele. Și s-ar putea să fie viza de schimbare în partea a doua, ar putea să intre acolo, de ce nu CDB? Mai degrabă era vizat de Mladinovic, la ce fault a făcut. Astfel de situații sunt greu de înțeles. Când se dă și când nu galbenul. Aici a fost un atac întârziat direct pe piciorul adversarului, n-a avut nicio treabă cu mingea. Mladinovic, e adevărat, are aceeași balanță. E lucru cel mai bun pe care îl poate demonstra un arbitru. O primă repriză totuși fără mari probleme pentru Mladinovic, pentru brigada lui. Negru a sărit acolo, pasă la portar a lui Padula, Gurău. Pot fi probleme astfel de mici, pentru că în careul de 6 metri nu mai e iarbă, e doar pământ și nu știi cum sare mingea. Blănuță cu această demarcare în banda stângă, l-așteaptă pe Bausa, pentru el era pasa, mingea la Padula, atrage blocajul lui Sise. Și faza este consumată, dar e corner, dar n-a mai ajuns Stoian, n-a mai reușit să evite cornerul. Un minut adițional. Un moment în care Relu Stoian a încercat să ne arate că poate accelera, că poate avea explozie. Nu l-a ajutat însă viteza. Da, e corner, o fază care trebuie tratată cu atenție de ambele echipe. Craiova termină sus, lovitura de la colț îi aparține lui William Button, spuneai că până acum a fost șters, arată bine pe prima bară și este ocazia Craiovei. 1948, la Croada, că a apucat să întindă piciorul, dar era o rezolvare destul de dificilă pentru elvețian. Achim însă superbă de Viera. Bună și centrarea și cam asta a fost povestea primei reprize de la Galați. S-a scurs minutul suplimentar, 0-0 între Oțelul și FCU Craiova, nici ocazie mare, mare de gol. Să sperăm că vom vedea pacea, vom vedea goluri, de fapt, în partea a doua meciului. În continuare aveți știri, aici pe Digisport 1 vă așteaptă Simona Țăran. Superliga vă este oferită de Superbet. Înapoi la Galați pentru partea a doua a meciului Oțelul, FCU Craiova 1948, 0-0. Două echipe care au încercat, s-au străduit în plan ofensiv, dar fără realizări. Totuși un meci care a avut puls, să spunem așa, s-a alergat, cel puțin ne-a plăcut ritmul, dar bineînțeles că așteptăm mai mult de la această parte a doua a meciului. N-au fost intervenții senzaționale ale celor doi portari, câteva faze însă încinse, să nu uităm, primii aproape de gol, oamenii lui Dorinel Munteanu, a venit și reacția Craiovei. 1948, Blănuță n-a beneficiat de foarte multe mingi, la fel nici Aurelian Chițu, așa cum s-a întâmplat cu Alex Pop, destul de vizibil totuși în careul advers. În schimb, Juan Bausa cu o clasă peste toți ceilalți fotbaliști și cred că Dorinel Munteanu a făcut și prima schimbare. Da, l-am văzut pe la Meira în acel cadru, el a jucat însă de la începutul meciului. Da, e un jucător însă curat. Reclamă la detergent la echipa Oțelul Galați.
Sau poate că la Meira a apăruse ultimul de la vestiar, mai zăbăvise acolo Dorinel Muteanu câteva clipe lângă el, le vom modifica imediat. 46 este minutul, 0-0 Oțelul Galați cu FCU Craiova 1948. În turul campionatului, gălățenii s-au impus în bănie cu scorul de 2-0. Hakim intervine din prima, fără complicații, mingea aruncată în spatele defensivei, se complică Lechiatas care nu atacă balonul. O centrare, un blocaj. E Basa sau? Da, Basa, numărul 28, a intrat pe teren. Da, e cel care se uita la colegii săi, încercând să recupereze. Vine centrarea, Pop apare târziu, Bodișteanu la fel. Încă o centrare, nu, pentru că balonul este pierdut foarte ușor de Alexandru Pop. Ce am văzut noi în prima repriză, a văzut și Constantino, o evoluție slabă, nu ne ferim de cuvintea lui Button. Iată că intră Baza, noi ne gândeam la varianta CDB. Sau care a reușit să marcheze în partida cu Dinamo, mereu un jucător, hai să spunem, surprinzător, poate să-ți facă un meci mare, poate să fie și, nu știu, cu evoluție, să spunem, cenușie, dar are un fotbalist clar cu o tehnică remarcabilă, cu creativitate. Da, de fapt asta a fost problema oltenilor. Problema celor de la FCU Craiova, 1948, partide bune, chiar serii cu victorii, după care însă se intra așa într-un cont de umbră, se cădea într-o gaură neagră. Dă din prima Dragoș Albu, rămâne întins pe teren Cizotti, jocul continuă, însă Bodișteanu accelerează, vine cu pasă pentru Alex Pop, intervenția lui Hakim, Mladinović lasă jocul să continue. Dorinel Muteanu, nu știu dacă îl certa pe Mladinović sau îi făcea semne disperate lui Cizotti să se ridice. Pausa pe contraatacul Craiovei. Basa întinde piciorul Sise și este doar repunere din tușă pentru oaspeți. Ceva probleme pentru capitanul Cizotti. Undeva în zona lombară. Țarica totuși. Mijlocașul lui Dorinel Muteanu. Repune de la margine Padula, imediat vom spune și componența celor două echipe. La Croa, lângă el este Vlad Hakim. Din nou, mingea în posesia fundașului elvețian. La Croa, Albu. S-au strâns mulți jucători olteni în acea zona terenului. O centrare respinsă fără nicio problemă de Sise. Pasă pe jos pentru Bausa dată de Lechiatas. Bausa, no, o minge între Negru și Chițu. Da, de neînțeles această rezolvare a argentinianului. Craiova 1948 cu Ionuț Gurău în trebuturi, Negru, Lechiatas, La Croa și Padula în linia defensivă. Hakim și Albu asigură zona în spatele tripletei alcătuite din Basa, Bausa și Aurelian Chițu. Blănuță e vârf împins, Chițu degeaba, Sisei închide culoarul și repunere din 6 metri pentru golkeeperul gălățean. Chițu e și el împins în afara terenului la această fază. Gazdele cu Stoian, Jelev, Sisei, Lovric, Miguel Silva, Cizotti, Plaumeira, Teleș, Masiel, Pop și Bodișteanu. I-am văzut și pe suporterii Craiovei, de această dată sunt prezenți alături de favoriți. S-a înălțat La Croa, Bodișteanu, Vlad Hakim. Foarte bun jocul, mai ales pe plan defensiv al lui Vlad Hakim. Sigur pe el, chiar dacă și-a asumat și riscuri. Radu Negru, superb, între doi adversari, nu-i poate pasa însă pe direcție lui Vladislav Blănuță. Cizotti. Cizotti acum pe un culoar, poate accelera, caută pasa decisivă, vizat era Alexandru Pop, plecase bine golgheterul Galațiului. Ce bună e degajarea lui Hakim, găsește pe Blănuță, dar o pasă ratată pentru Bausa, nervos. Argentinianul ar trebui să înțeleagă, pentru că și l-a greșit câteva mingi în această partidă. Bodișteanu alege șutul, ce soluție neinspirată. Da, părea epuizat încă de când se pregătea să armeze această lovitură. Cizotti nu înțelege nici cel mai devreme. E adevărat că a greșit și Bausa, dar Blănuța l-a greșit pe mai toate. Este un jucător mai tânăr, Blănuță. Nu trebuie să aibă
mai mult înțelegere totuși. Babuza, care este unul dintre liderii acestei formații, în mod evident, aici un veteran neapărat, totuși are 27 de ani, dar are destul experiență în fotbalul nostru. Da, mă gândeam la Button că poate și-ar fi dorit mult mai multe întâmplări frumoase de la această partidă. În urmă cu 2 ani împlinise și, cu 2 zile împlinise 27 de ani. Schimbat de italianul Costantino, acum când Bazar nu se duce el foarte puternic spre adversar, e un fault aici, o revenire pe care o consemnăm după fluierul lui Mladinovic. Clasica dispută dintre Cizotti și Albu. Și îndepărtase cam mult balonul de picior. Bausa foarte bine vine din linia a doua, Albu. Basa, control cu talpa, centrarea lui Basa pe colțul lung, este respinsă de Miguel Silva. Chițu, l-am văzut să dea la poartă până acum, profușuturi în general de la distanță. Achim, o intervenție a lui Stoian, emoții pentru fanii Galațiului, a intervenit totuși Cizotti. A anticipat bine, se așezase foarte bine acolo Iuri Cizotti. Un balon destul de chinuit pe care l-a trimis Vlad Achim, dar din acel blocaj a luat o traiectorie care l-a făcut și pe Stoian să intervină. Nu foarte precis. Încă o pasă cu Basa încercând Padula să treacă de Maciel mult mai rapid, însă portughezul. Dar ce înseamnă? Ce înseamnă să... ție să fii atent la planul de joc. Maciel a coborât în spatele lui Jelă pentru că bulgarul fusese prins mult prea în față. I-a asigurat spatele și rezolvarea a fost una de calitate. Destul de multe greșeli și nu se prea încheie fazele. Creațiile se duc așa doar pe jumătate, moment în care reprimește e Gurău, vine cu degajarea. Dar niciun șut, niciun șut de la distanță, o lovitură sănătoasă. Faza arată bine aici, Baza țâșnisă în spatele liniei defensive, Lovri și Sise erau bătuți, dar mingea ajunge la Relu Stoian. Avansează Jelev, urcat foarte mult. Nimeni nu l-a întâmpinat acolo pe bulgar Cizotti. Cercat o combinație cu Maciel în tușă. Centrarea lui Maciel este respinsă. Jelev tare! Șutul său are nevoie de două intervenții pentru a prinde balonul Gurău. Cea mai mare ocazie are. În sfârșit vine un șut puternic, sănătos. Pe respingerea lui Lacroix. Bună și preluarea cu piciorul stâng. Jelev a avut timp să controleze mingea. Dă mult mai bine cu dreptul în balon. Dacă plasa la câte tare a fost șutul, avea șanse considerabile să marcheze. Teleș acum, la 25 de metri, Teleș încearcă să arunce mingea în spatele defensive adverse pentru Cizotti, dar s-a prins la Croa. Același jucător portughez, Samuel Teles, pentru la Croa, urcă peste, ca un buldozer. Peste Alex Pop, centrarea e slabă. Intervenție dezordonată a lui Lacroix. Care a pus și mâna, a intrat cu totul practic în adversar. A fluierat repede, totuși Mladinovic a așteptat exact ca la rugby. A lăsat avantaj și imediat a revenit după ce gălățenii au pierdut foarte iute mingea. Dacă ar mai fi pasat-o, atunci Mladinovic nu mai acorda lovitura liberă. S-a dus cu mâna undeva în gâtul lui Pop. Am văzut, l-a luat și cu corpul. Practic nu i-a dat nicio șansă lui Pop. La marginea terenului este Rușević. Să vedem dacă va intra în locul lui Pop. E un pivot acest Rușević, titular în meciul din Giulești. Un atacant sârb. Urma centrarea lui Cizotti. Face ordine acolo în careu, Mladinovic. Acum se aude fluierul, jucătorul din peninsulă, care foarte concentrat, centrează, mingea este respinsă, după care degajează Basa. Lănuță urmărește, respinge Jelev, intercepție a lui Basa, vine la primit Pepe Bausa dintr-o atingere. Albu încearcă și el să joace repede, dar execuția nu are precizie.
Da, Bodișteanu foarte bun pe retragere, pasa însă a fost inexactă, l-a chinuit pe Lovriș pentru că asigurase exact zona din care dispăruse croatul și acum e dubla schimbare pe care o face Jivulici, pe care o face Dorinel Munteanu. Jivulici alături de Rușević. Un atacant și un mijlocaș defensiv, adevărat, poate joace și fundaș central Jivulici, dar cel mai probabil va evolua la mijlocul terenului, vedem și pe Cristi Sârghi acolo, a fost campion al Oțelului. Atunci, în 2011, iese Pop, notare previzibilă până la urmă. Da, câțiva fotbaliști care au răspit și la nivelul primei divizii. Jivulici a jucat și el la Gloria Buzău, la fel Relu Stoian. Au confirmat, iată, și în prima ligă, în Superliga României. S-au scurs primele 10 minute din această repriză. Am avut o ocazie, mai chiar bună, la acel șut al lui Jelef, sănătos, la care a intervenit portarul Gurău. Lechiatas o minge tripisă, mai degrabă la întâmplare, nicio perspectivă. Imediat degajează Stoian la Croa, probabil va interveni, nu, pentru că este depășit de balon, cade... Acolo, era cu mâinile, era cu mâinile pe el, Padula. Masiel, da. Și primul galben al acestei partide, arătat de Mladinović. Padula. Fundașul lateral stâng al celor de la FC Craiova 1948. De curând a obținut cetățenia română și spunea că vrea să evolueze pentru reprezentativa noastră. Trebuie să și confirme. Corect. E adevărat, avem probleme în acea zonă defensivă. Mario Camora pare și el o vârstă, apropo de jucătorii eligibili pentru Naționala României. E postul lui Bancu în acest moment, Bancu, fără doar și pote. Da, dar... În echipa lui Bancu, Universitatea Craiova joacă de la ora 20 pe teren propriu contra Universității Cluj. Bancu a greșit și el în precedenta partidă. Cine, da, Viniculescu l-a păcălit atunci, parcă, în jocul cu FCSB câștigat de Roșii Albaștri. Este lovitură liberă, însă, pentru Oțelul Galați. Minutul 58, mingea va fi aruncată în interiorul careului pe lung, recentrată, nu trimisă pe poartă, dar prinde Gurău. Uriașul Gurău nu poate fi păcălit cu astfel de paloane trimise destul de slab, așa, cu boltă. Mai cât poarta Gurău, are alonjă. Da, cred că și la basket ar reuși un slam dunk. Apropo de basket, avem în această seară Panathinaikos Fenerbahçe, Euroliga pe Digisport 4 de la 21:15. Un lucru e clar, va fi super, super atmosferă, cu siguranță va fi spectacol și pe parchet. A rămas fără gheată, descălțat Vlad Achim. Da, gheata este sfâșiată, după cum îi arată arbitrului Mladinović. Pierderi colaterale într-un meci de fotbal. Nu trebuie să-i dea IBAN-ul după meci, știi? Poate să ia chite gheata omului. Un cadou de Paște. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Pe vreme nu prea vedea așa ceva, prin anii 80-90, ghetele erau mult mai sănătoase, o piele din aceea groasă și plus că erau ghetele legate, mi-am aminte, cu șireturi de gleznă, era complicat să descalți un adversar. E adevărat, dar și dacă te bătea gheata, atunci aveai probleme uriașe. Haideți să revedem faza. Op. Da. Mai degrabă involuntar, nici nu l-am văzut. E o imprudență, da, dar e de galben, să știi. Bine, bine că i-a sărit gheata și că nu s-a dus cu cramponul pe laba piciorului. Minge întoarsă însă Craiovei. 60 minutul, tot așteptăm primul gol, indiferent în ce poartă va intra mingea, pentru mai mult dinamism, dramatism. Ingredientele fotbalului. Elegant aici Miguel Silva, controlează super balonul, dar mai apoi îl oferă lui Radu Negru, Bausa, pentru același Achim. Achim, am senzația că a făcut semn că vrea să-i fie adusă o nouă pereche de încălțări. E fault, evident, aici. Aurelian Chițu, imprudent.
S-a dus cu talpa înainte, îi prinde și piciorul lui Silva. În condițiile astea, jocul periculos se transformă într-un atac periculos și ca o consecință vede galbenul Chițu, cam nervos. Se face atacul ăsta în tușă. Da, nervos pentru că n-a avut nicio minge, n-a avut nicio șansă în preajma porții adverse. S-a dus cu o lovitură de kung fu. E al cincelea cartonaș galben din acest sezon pentru el. Două avertizmente, ambele văzute de jucătorii pregătiți de Giovanni Costantino. 0-0 în continuare. Chițu a fost suspendat în meciul din etapa trecută. Da, poate juca însă în runda viitoare. Iată, posesia a trecut de partea poltenilor. E adevărat, meci echilibrat, absolut normal, cu toate întâmplările pe care le-am văzut împreună. Totuși, mai fragmentat această parte secundă. Multe faulturi. Prima repriză am avut un singur minut adițional. Repune Radu Negru, ultima jumătate de oră a meciului de la malul Dunării. Exact ce spuneam. Le va primi Achim sau nu? Știi că pe vremuri cei de pe banca de rezervă, mai ales la echipele mici, rămâneau desculți, că nu mai exista și a doua pereche. Nici tricouri nu erau. Avem un rând de echipament. O, ce inteligent aici, Bodișteanu lasă balonul pentru João Pedro la Meira. La Meira, Miguel Silva nu are culoare de centrare. O pasă cu ceva noroc, minge ajunge la Meira, cărui centrare se duce în afara terenului asta și pentru că alunecase Maciel. Da, era mai esteț portughezul dacă ar fi încercat să prindă poarta, la cât efect imprimase mingii. Gurău, nu cred că va mai trimite scurt, dar le face semn colegilor că degajează. Vă uităm, Oțelul este campion a remizelor alături de Petrolul, fiecare are câte 13 egaluri. Vine tare din urmă Hermannstadt cu 12 rezultate de egalitate. Deci Craiova, o echipă mai degrabă de totul sau nimic, doar 3 egaluri, victorii și 12 eșecuri. Mingea lui Gurău. Da, este formația care a făcut cele mai puține rezultate de egalitate, FC Craiova. Da, de văzut dacă va risca la un moment dat și Giovanni Costantino, pentru că mai are oameni cu profil ofensiv pe bancă. Da, un echilibru ce trebuie la un moment dat distrus, fie de vreo neglijență, fie de vreo super realizare, de un moment de strălucire. Gurău, talonat îndeaproape de Rușevici, vine cu pasa exactă, balonul ținut, nu? În conturul de joc, margine. Să-i numim pe acești jucători ofensivi încă o dată, ar fi Ibrahim, atacantul nigerian, CDB, mai este Blidar la dispoziția lui Costantino. Blidar, jucător de 21 de ani, care a dat un gol în acest campionat. Așa ar putea să intre și Passamoa în mijlocul terenului. Cândva era un fotbalist de bază, era un titular incontestabil la FC Craiova. El și Albu formau perechea de mijlocași centrali. Intervenție cu capul a lui Padula. Lechiata sare Jivulici. Padula bubuie acest balon. Din nou, e o minge la întâmplare. Nemulțumit și Baus, am văzut semnul pe care l-a făcut. Da, nu e obișnuit să primească minge mereu pe sus. Ar prefera să joace la firul ierbii, așa cum se duce această minge. Oțelul Galați, 4 contra 4. Centrarea vine pe lung, Bodișteanu. Gol! Minutul 64. Aduce deschiderea de scor. Oțelul înscrie prin cea de-a doua reușită stațională a lui Ștefan Bodișteanu. E deja bestianera pentru FC Craiova 1948, întrucât a marcat și în partida tur. Excelent această acțiune a Galațiului, o fază rapidă, finalizată simplu de Bodișteanu, bună și centrarea, vă dau minge care îl depășește pe Negru. Iată, faza pleacă din jumătatea Oțelului, un balon în profunzime, Maciel se uită, centrează impecabil pentru această apariție din linia a doua lui Bodișteanu, da, care vine fără om.
poate mulții i-ar reproșa lui Negru. Negru n-avea ce să facă, a ales acolo dintre două opțiuni, avea doi jucători, doi adversari liberi, a strâns în centru. În mod normal trebuia să fi coborât un alt craiovean din compartimentul median, dar ce bine a dat Bodișteanu exact acolo. Pământul. Cu pământul din voleu, da, Radu Negru a riscat pentru că s-a dus să strângă în fața lui Frederic Masiel. Și aici facem niște socotele așa în acest rezultat, în timp real, un clasament. Oțelul 31 de puncte, le depășește în acest moment, repet, pe UTA și pe FCU Craiova. Petrolul are și ea 31 de puncte, echipa de pe poziția a noua. Petrolul care va juca duminică la Sibiu de la 18 și 15. Mâine avem un derby, CFR Cluj Rapid de la 21 și 15 în direct pe Digisport 1. Foarte bun, foarte bine purtat, că croit contraatacul celor de la Oțelul Galați. Mingea fusese recuperată în propria treime, exact când Bausa se rățuia la colegii săi. N-au apucat nici Achim și nici Dragoș Albu să se retragă. De oamenii din flanc n-are rost să mai vorbim. 4-4, contraatac în viteză, cu oameni mulți pe care Oțelul Galați a dus în preajma careului advers și cu golul lui Bodișteanu. Negru vede galbenul. S-a trimis la margine. Bă, e galben. Sfidează arbitrul și bineînțeles că nu poate scăpa fără avertisment. Am și cred că era o problemă acolo cu jucătorii de rezervă ai Craiovei, pentru că Mladinovici a avut și o discuție cu un membru al staff-ului, nu știu dacă era exact preparatorul fizic. Da, din ce în ce mai nervoși olteniți, ne gândim și la cartonașul galben al lui Chițu, acea talpă, un moment care s-a petrecut totuși la 0-0, între timp Creva a luat gol, nu poate să preia acea minge. Aurelian Chițu, Rușevici, un tackling bun, căzut Bausa, jocul continuă, da, avsese o intervenție a lui Elechiata, se întoarce faza Mladinovici. Într-o liberă pentru echipa din Bănie. Da, la astfel de momente ale jocului Mladinovici s-a descurcat foarte bine. A fluierat repede dacă echipa aflată în posesie nu reușise să țină de minge. Aici, asta îi spusese Negrului Mladinovici mai devreme. A fost un atac cu talpa, iar gheata adversarului l-a hârșit pe mână. Aici e momentul. Aproape julit Radu Negru. Da, i-a reproșat lui Mladinovici, după care a recurs la acel gest, a dat cu mingea de gazon, foarte, foarte supărat. Dar Craiova însă reacționează, e cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla formației vizitatoare, cu capul simplu pentru Relu Stoian. Și probabil că se gândește la următoarele modificări Giovanni Costantino. Intra în ultimele 20 de minute, o degajare foarte lungă în zona lui Masiel, intervenție greșită a lui Padula, dar interceptează la Croa. Masiel, indiscutabil, unul dintre cei mai valoroși străini din această echipă Oțelul, echipă plină, plină de jucători din afara granițelor României. Tot Masiel, wow, ce manevră, senzațional gestul tehnic, Masiel, Bodișteanu! A avut golul de 2-0 în picior. O fază care seamănă cumva cu cea din care a marcat Oțelul. Din nou Masiel acolo în partea dreaptă. Cam tot în acea zonă s-a demarcat Bodișteanu, undeva în spate, către mijlocul careului. Se ce a făcut Masiel. Cred că și Bausa este invidios pe el. Da, e o problemă însă în registrul defensiv al Craiovei, 1948. Achim era într-adevăr în interiorul careului mai devreme, dar lipsea Albu, nu era prezent niciun mijlocaș. Sunt deja riscuri asumate de formația lui Giovanni Costantino. Craiova are nevoie măcar de golul egalizator în condițiile în care tot Oțelul rămâne echipa mai periculoasă. Să spunem că acest Masiel are școala lui FC Porto, acolo a crescut. E un portughez născut în Franța, se știe, în Hexagon este o comunitate puternică de portughezi. Da, Frederic. Am putea avea însă un șut direct spre poarta lui Gurău. E greu să reziști tentației la astfel de lovitură liberă din marginea careului. Miguel Silva, Cizotti nu e prin preajmă. Bătea bine de acolo, cred,
Dorinel Unteanu. Oh, apropo de Portugalia, ce gol a scris în deplasare. Rușević nu prinde poarta, dar șutează bine. Norocul să mă uită și la fața unui. Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Variază cu cap pe player.ro. Da, multe probleme ofensive astăzi pentru FCU Craiova, o echipă incapabilă să-și creeze ocazii. Am să aminte și de prestația băieților lui Constantino în meciul de la Ovidiu și atunci exprimarea ofensivă a lăsat de dorit. Dar mai au destule minte la dispoziție oltenii pentru a scoate ceva din această confruntare. Adevărat că Bodișteanu înscrie acolo, era tare, tare complicat pentru Craiova. Așa, meciul e deschis, se joacă în continuare. Da, dar nu s-a schimbat nimic în registrul afișat de echipa olteană după înlocuirea lui Button. Basa pe poziția lui, dar la fel de șters, precum belgianul. Da, parcă prea stat, mi se pare, prea mult așteaptă mingea la picior Basa. Da, Jivulici mai devreme cu o pasă chinuită, dar posesia le aparține totuși gălățenilor. Mai multă activitate am văzut la Bausa în prima repriză. Atunci, da, pentru că din punct de vedere fizic a stat mult mai bine, e clar că resursele au început să-l lase. Da, pentru că mai lua acțiuni individuale, încerca să mai dribleze, prea mai vedem asemenea elemente în jocul său. Dribling scurt, la lui Cizotti nu iese și cel al doilea, totuși balonul ricoșează la Masiel, iată o recuperare a lui Baus, a faultat. Da, genul de fault inteligent pe care l-a făcut portughezul. Nu i-a dat nicio șansă lui Bausa să controleze mingea. Și timpul începe să treacă. Probabil antrenorul italian al oltenilor se uită spre banca de rezerve. Este un fault aici, un picior ridicat tardiv și o lovitură recepționată de ivorianul Sise. N-a nimerit mingea, Bălănuță. Da, și el are cetățenia română de ceva vreme, tocmai de aceea e asimilat. Mai are de tras însă, dacă vrea să joace pentru echipa națională a României. Liniștiți suporterii gălățeni, parcă în prima repriză erau mai mereu în picioare, aplaudându-și, încurajându-și favoriții. Tot greul e purtat de galeria aflată în peluza din spatele porții apărate de Ionuț Gurău. În ultimele 6 meciuri acasă Oțelul nu a bătut pe nimeni. A făcut 3 egaluri. Nu, a făcut 2 egaluri și a pierdut 4 partide. Ultimul succes acasă datează din 29 septembrie cu Dinamo. Centrare din flancul drept, minge este respinsă de la Croa Masiel. Parcă încearcă să joace și pentru tribune. Cred că e cam singurul. 6 remize pe teren propriu pentru Oțelul, 5 înfrângeri. Dar a adunat puncte trupa lui Dorinel Munteanu. E liniștit așa dacă ne raportăm la Dinamo, de exemplu, și anul promovată. Bun și pressing-ul. Și din punct de vedere fizic, în acest minut 74, e o constatare ușor de făcut. Oțelul stă mai bine decât FCU Craiova. Dar nu pleacă baloanele de la mijlocul terenului în mod corect către atacanți. Mă refer la jocul Craiovei, desigur. Da, Oțelul nu se vede, Chițu nu se vede. E adevărat, Oțelul a avut mai mereu probleme fiind egalat în ultimele 10 minute sau 15 minute și cu FC Voluntar pe teren propriu. Atunci a condus chiar cu 2-0. Bine, mă gândesc că Dorinel Munteanu și băieții săi au priceput despre ce a fost vorba. Pressingul îi exasperează efectiv pe olteni care nu pot pasa, nu pot construi. Excelentă pasă acum pe culoar în condițiile în care s-a și uitat imediat la Meira în spate căutându-și coleg. Bodișteanu îi asigură suport, vine și Miguel Silva. 3 contra 3, Miguel Silva, centrarea este prea scurtă. Ghițu așează cu capul balonul lui Vlad Achim. Achim, pasa este precisă, iată-l pe Blănuță, a țâșnit spre careu, Blănuță, rămâne în posesie, Bausa, în stânga Zencine a venit, este Albu acolo, lamentabil felul în care au
Au continuat faza oltenii. Da, iar Živulić simte imediat în momentul la dulmecă și cu balonul la picior traversează în cealaltă jumătate de teren. Da, vezi, marea problemă pentru defensiva Craiovei este până la urmă legată de apariția unuia dintre mijlocași în ajutorul lui Radu Negru. Și acum s-a poziționat bine Negru, altfel fără sprijinul lui Chițu. Iată pe Chițu, cere în adâncime Boasa, primește balonul, fotbalistul francez. Se uită spre Careu, nu vine cu centrarea. Basa, acum accelerat, trimite către punctul de la 11 metri. O degajare stângace a lui Cizotti, e nevoie de Lovric. Negru, pe Bausa, Albu. Ultimul sfert de oră al acestei partide. Între raportul șuturilor la poartă, 4-1 între linii. Basa, e bună demarcarea. Pasa ieșea, ok, totuși Chițu a intrat în posesie. Chițu îi face un semn discret unui coleg, era Boasa acolo, dar vedem, nu încheie acțiunile Craiova, nu a apucat să dea la poartă. Da, și mai e un amănunt interesant, Chițu joacă totuși din primul minut Boasa sau pe Boasa, nu prea l-am văzut retrăgându-se. Poate că așa au fost ordinele venite de pe margine, riscuri asumate de FCU Craiova în încercarea de a obține golul egalizator. Boasa iar stă prea mult pe gânduri, Chițu, Radu Negru vine la susținere, dar de fiecare dată parcă mai bătăioși așa sunt oamenii lui Dorinel Munteanu. Apar crampere, Cizotti se resimte. Da, și totuși nu înțeleg de ce nu face modificările pe care le are la dispoziție Constantino. Mi spune ceva lui Chițu. Da, nu e ca și cum oamenii pe care îi are în teren acum produc faze, produc ocazii. Și ca și cum golul ar pluti, n-ai nici vorbă de așa ceva. Să spui, domnule, am în continuare așteptări de la ei, am speranțe, pentru că iată, arată ceva. Da, epuizat Boasa, de parcă ar fi alergat din primul minut până acum, până în minutul 77. E adevărat, sunt jucători de sclipire, Boasa oricând poate rezolva meciul, poate marca, la fel și Chițu. Evident să nu uităm pe Bausa. Dar nu e acea rupere de ritm, nu e acel forcing pe care probabil îl așteptam în condițiile în care FCU Craiova este condusă din minutul 64 după golul reușit de Bodișteanu. Adăscăliței va intra și el tot în flanc. Și mai era acolo cineva, cred că Tănasă. Da, probabil va fi scos Bodișteanu. Pe acolo joacă Tănasă. E foarte iute și el, e tehnic, realizări deosebite, un sezon bun și pentru Răzvan Tănasă. Silva a riscat cu această minge pe care a trimis-o lui Lovric pentru că Negru stătea la pândă, o recuperare a lui Achim Negru. Negru pentru Vlad Achim, un exterior frumos totuși pentru Blănuță. Živulić nu se înțelege cu echipierul său, este vorba de Lameira. Da, s-au strâns prea mult acolo, unul lângă celălalt, jucătorii dunăreni. Cizotti a revenit pe gazon, încearcă să-și ocupe poziția convenabilă. Chiar dacă n-a făcut o partidă senzațională, Cizotti este util, esențial pentru toată strategia, pentru tot planul tehnico-tactic pe care îl gândește Dorinel Munteanu. Pasă în adâncime chiar pentru italian. Trage de el pentru a ajunge la această minge. Și le-a în brațe pe Lacroix. Un gest de nervozitate al elvețianului. Să vedem pe reloc dacă l-a lovit. Lovește. Nu cred că îl lovește. La rugby nu făcea față Cizotti. Nici măcar placaj n-a fost în stare să dea. Nici n-a mai văzut mingea când s-a pus Lacroix în față. No. S-a descotorosit de el cu ușurință uriașul Leo Lacroix. Apoi e un gest cu piciorul drept al lui Lacroix, era căzut Cizotti. E ca țânțarul cu elefantul, cam așa da. S-a simțit, l-a tot ținut Cizotti. Schimbările lui Dorinel. Da, este la Meira în primul rând. Stadionul scandează numele lui Cizotti. La Meira, mijlocașul central, defensiv. Explică Dorin ce așteptări are de el pentru finalul meciului, explică lui Adăscăliței, care a intrat și în partida cu Rapid. Un jucător puternic Adăscăliței. Remarcabil această echipă a lui Dorinel Munteanu.
Sunt și ceva griji financiare, dar băieții își văd de treabă. Blidar în locul lui Blănuță. Modificarea under, să spunem așa. Fără realizare astăzi Blănuță. Da, de alt profil, mai scund Blidar, dar parcă mai rapid și mai tehnic în regim de viteză cu mingea la picior. De văzut însă ce a reușit și el în ultimele 10 minute, plus 3-4, dacă nu cumva 5, suplimentare. Oțelul Galați cu o defensivă impenetrabilă până în acest moment. Nu au fost situații de gol totuși pentru FCU Craiova, 1948. Aici nici nu știu ce să spun. Superb Lechiata în spate pentru La Croa sau norocos? Câte puțin din ambele variante, să spunem, sau câte ceva. Era din nou un dribling Lechiatas. Da, evident, trebuie să lase pe Radu Negru pentru repunerea din margine, dacă mingea le aparține oltenilor, ceea ce se și întâmplă. Cu capul s-a dus acolo Jivulici. După meci aveți Digisport special. Foarte greu, foarte greu au cedat teren cei de la Oțelul Galați sau invers privind reciproca. Foarte dificil a fost pentru cei din Bănie să obțină spații, să poată progresa cu atacurile. De adevărat, nici viteza de joc nu a fost una deosebită, mai ales în partea secundă pentru formația olteană. Protejează Lechiatas, trimite balonul lui Vlad Achim și se aruncare de la margine pentru Olteni. Oricum, să nu uităm, a debutat, e primul meci al lui în campionatul nostru, s-a descurcat bine jucătorul lituanian. Bausa, bun dribblingul, Miguel Silva scapă din marcaj, pasa argentinianului mult prea puternică pentru Chițu. Da, e teribil această neputință ofensivă a celor de la FCU Craiova. Teribilă pentru suporterii ei. E greu de digerat o asemenea exprimare, mă gândesc pe faza de atac. Efectiv, să nu ai nici ocazie, nici situații de poartă. Da, atâția jucători, totuși, cu profil ofensiv în teren. Atac bond pentru FCU Craiova. E adevărat că la nivelul golurilor marcate s-a descurcat mai bine decât Oțelul. O defensivă însă mult mai puternică pentru trupa lui Dorinel Munteanu. Oțelul a împuns odată cu Sulița, apropo și de centurionii. Da, da, da. Și din de tribune. În schimb, da, Craiova parcă ar trage cu cele săgeți, așa, cu ventuze în capăt de jucărie. Da, și a fost acel moment frumos în deschiderea meciului când cei din galerie au traversat terenul cu steaguri, parcă asistam la un turnir, să rămânem în același spectru. Da, e un obicei care s-a împământenit aici la Galați, în spectacol pe care îl creează de fiecare dată înaintea meciurilor suporterii oțelari. A descăliței s-a lipit acolo de Dragoș Albu, n-a putut pasa mijlocașul oltean, a obținut însă lovitura liberă Bausa, mai mereu înconjurat de doi adversari, Jivulici îl atacă, îl lasă fără minge, argentinianul îi reproșează lui Mladinovici că nu a fluierat, s-a lăsat însă avantaj alb-albaștri. În posesie, minge întoarsă, La Croa, Dragoș Albu, altădată mai șutat la distanță, încearcă acum de poartă lui Relu Stoian. A fost și o intervenție asupra lui, intrare ce a părut să fie întârziată. Constanța, o mare problemă a celor de la FCU Craiova în acest sezon. Constanța în evoluții, în rezultate foarte rar, această formație a alegat două victorii. Jardan va intra și el pe teren. Da, cam aceleași schimbări pe care le face de regulă Dorinel Munteanu. Maciel, portughezul, este cel înlocuit. Un jucător tenace, un jucător combativ acest Jardan și tănasă. În locul lui Bodișteanu, parte de un standing ovation, omul care a marcat golul din minutul 64, o realizare pe care o revedem. Și intrarea lui Maciel și execuția imparabilă a lui Bodișteanu, a dat cu pământul, plasat. A dat bine, da, o lovitură în plin.
5 minute până la expirarea timpului regulamentar de joc. Vom avea evident și ceva supliment. Ibrahim va intra pe teren, un atacant. Îl vedem echipându-se. Da, se vedea că locul lui Chițu. Destul de greu de înțeles astfel de schimbări. Nici nu te poți dezmorți, indiferent cât ai încălzit să-ți găsești repere. Câteodată însă vorbim de inspirație uriașă din partea antrenorilor. Sunt jucători care la prima atingere a mingii reușesc să și marcheze. Da, nu știu, mie îmi dă de înțeles faptul că antrenorul italian Constantino nu are foarte multă încredere în banca lui. Dacă aștepți atât de mult să faci modificările în condițiile în care jocul tău de atac este zero. Da, poate unii au avut și probleme medicale, cine știe, n-au fost la parametri optimi, să nu-l joci pe CDB deloc, da, ridică un semn de întrebare. Dar Craiova deocamdată este în cealaltă jumătate de teren. Hakim, supărat pentru pasa mult prea în spate a colegului său. Bun, dacă are probleme medicale și îl pui pe bancă, ok, poți înțelege, nu poate să ducă, nu știu, 45 de minute, nu poate să ducă... Da, de prin minutul 75 parcă l-ai vedea, nu? Da, un meci întreg, ok, dar măcar 20 de minute, mă gândesc că poate să evolueze dacă tot l-ai pus pe bancă. În fine, știe și cunoaște mai bine echipa, are socotelile lui Constantino. Da, deocamdată... Noi este mai să comentăm ceea ce vedem și să ne punem anumite întrebări, desigur. Da, pe care orice suporter le-ar lansa. Deocamdată Dorinel Munteanu, însă impecabil a gândit meciul, învățând din partidele anterioare, când a dominat aproape de fiecare dată oțelul și a dominat adversarul și a fost egalată. Basa vine cu minge pentru Radu Negru, are timp să-și potrivească centrarea în fața porții, intervine, cred, și Relu Stoian, Chițu, cred că șterge mingea, îl ceartă pe Negru, vom avea o reluare să ne dăm seama exact ce s-a întâmplat. Cea mai periculoasă fază a Craiovei. Dar primul repriză. Moment de slăbiciune în defensiva Galațiului. Da, și e o acțiune care mi-amintește de acea situație pe care a avut-o Oțelul în prima repriză, în aceeași poartă, cu mingea în 6 metri în gura porții pentru Bodișteanu. Are galbenul în mână, Mladinovici. Da, un jucător de la Oțelul, în mod Miguel normal. Silva. Da, poate vom vedea reluarea, pentru că merită. Cea mai periculoasă fază, într-adevăr, defensiva bătută în acest flanc. A fost o intrare întârziată, l-a călcat pe Basa. Nu, ce voia, mă interesa să aflu ce voia Chițu. Dacă i-ar fi pasat din prima, îl prindea în offside, asta e o certitudine. Știi, același lucru ca atunci când Negru i-ar putea reproșa lui Chițu, dacă vrei un pic mai repede, pasa era, centrarea era perfectă. 88 minutul. Incapabilă deocamdată, FCU Craiova 1948 să declanșeze forcing-ul, ofensiva generală să riște, nu știu, să atace așa cu toate liniile. Hakim, cu un consum uriaș de energie, așteaptă, primește de la Dragoș Albu, necruțător pressing-ul dunărenilor de-a lungul întregului meci. O echipă croită, într-adevăr, după chipul și asemănarea lui Dorinel Munteanu. E mare lucru ca toți fotbaliștii să respecte în parte tot ceea ce le-ai desenat. Bausa, Basa, încă o dată Bausa, neglijent, rămâne fără balon. Oțelul poate pleca pe contraataca Dăscăliței, atent însă Hakim. Pe Digisport și în aplicația Digisport aflați cum poate încasa FCSB mai mulți bani pentru transferul lui Companio în China. Apropo, era foarte supărat patronul Craiovei, Mititelu, pe Gigi Becali, spunea că l-a distrus pe Companio, dar sigur începe o altă poveste. Ne concentrăm pe acest final de partidă de la Galați. Ibrahim va intra, cum se spune în lumea fotbalului, ca la box, băgat în minutul 90, practic. Gibril Ibrahim, da, se duce direct în față. Asta cu FCSB și dintre cei doi patroni de la FCSB și FCU Craiova, de regulă roșialbaștrii, când mai erau de la Botoșani, îi trimiteau tot acolo. Acum Companio nu mai ajunge în bănie. O pierdere financiară pentru echipa bucureșteană. Cizotti, impecabil, Baus a prins între trei adversari. Jivulici face exact ce trebuie, păstrează mingea, Sise și acum Padula trebuie să intervină, nu o poate face. Atacul arată bine a Dăscăliței.
greșește pasa, deși putea să trimită acolo în adâncime. Nachim nu e întâmpinat de nimeni, are timp să gândească felul care va continua faza, îi pasează lui Aurelian Chițu, Achim, Blidar, intră acum posesie în colțul suprafeței de pedeapsă, Baus ar putea să tragă, o face Pepe Baus, a deviere, a curs bine atacul, nu e corner? Da. În mod normal, din adăscăliței mingea a căpătat acea traiectorie, adăscăliței, da, făcea pe nevinovatul. Basa vine cu centrarea, Cizotti scoate cu genunchiul Padula. Acum putem vorbi de forcing-ul Craiovei. Centrare la Croa, prelungește, fault în atac cel mai probabil, va fuieram la Dinovici. Nu, Ibrahim trage peste. A fost acolo intervenția lui Lechiatas. De regulă arbitrii fluieră faul astfel de faze. Se complice. Aveam arbitraj VAR. Până acum cei din camera VAR n-au ieșit în evidență. O parție fault. Cade ușor Lovrice. Totuși un munte de om și fundașul Galațiului. Da, nu ți-a făcut nimic. Da, uite cum putea deveni un antrenor super inspirat italianul. Dacă Gibril Ibrahim reușea să prindă poarta, să marcheze. 5 minute suplimentare, primul s-a și epuizat, Oțelul foarte aproape de un succes care o urcă în clasament, încă un galben. Stoian pentru tragere de timp. Ține cont, probabil, și de această întrerupere, centralul Mladinovici. Leo, cred că la Leo la Croa striga Giovanni Constantino. Mi s-a părut că striga Sanremo. Am înțeles repede limba română, ceea ce e de apreciat. L-am auzit deja aplaudat. Vorbind după doar câteva luni. N-are rost să mai facem comparații cu româna lui Nicolo Napoli. Sau lui Cristiano Bergodi. Dar, da, asta înseamnă că respecti clubul la care ai venit și mai ales campionatul, țara. Nivelul lui Bergodi poate să ajungă fără probleme. Bergodi e de foarte mulți ani în România. S-a cerut un hands, cred, la Ibrahim. Oricum, mingea a ajuns în brațele lui Stoian. Încă 3 minute până la ultimul fluier a lui Mladinovic. Tot încearcă FCU să se apropie de poarta lui Stoian. Nici o ocazie clară de gol decât acea centrare a lui Radu Negru, convinge pe 6 metri, Chițu s-a întârziat un pic sau Urelu Stoian a ieșit la timp. Se scurg însă și minutele suplimentare fără ca formația olteană să poată duce balonul repede în preajma porții adverse. Etapa viitoare, FCU Craiova va evolua acasă cu CFR Cluj, apoi meci la Sibiu. Vreme ce Oțelul a jucat în deplasare cu Dinamo, iar apoi cu Farul, tot în deplasare. Da, e faul de galben aici, scoate repede Mladinovic avertizmentul și îl arată lituanianului Lechiatas, a dăscăliței acroșat. Patru la doi, 6 galbene în acest moment. 4 primite de fotbaliștii din Bănie. Jivulici mișcă acea minge, pierd ușor totuși posesia fotbaliștii lui Dorinel Munteanu. Sincer, eu l-aș fi trimis și pe la Croa în atac pentru ultimele 2 minute. Un mișcător foarte înalt, da, ca pe vremuri Brătianu, da, că juca la Dacia Unirea Brăila. Că tot suntem în apropiere. Iată-l pe Chițu. Ibrahim ridică piciorul. Miguel Silva probabil va degaja. O face. Intercepția lui Basa. Curajos acolo Cizotti. Vlad Achim. Achim poate, nu știu, poate cel mai bun jucător de la Craiova astăzi. Măcar nu a pierdut baloane, jocul lui a fost destul de precis. Da, greu să numești MVP-ul Oțelului, pentru că toți oamenii lui Dorinel Munteanu s-au mișcat ca la carte. Bodișteanu va fi desemnat omul meciului dacă se termină așa partida. Da, Cizotti, încă o dată impresionant. Ce ubicuitate afișează. Prezent mai mereu în zona în care se află și mingea.
Ultimele 30 de secunde din timpul suplimentar, Hakim nu mai are timp, trimite în interiorul careului, bună pasa cu călcâiul, Bauza pivotează, dar nu poate trece acolo și de Miguel Silva. Totdeauna mai apare un adversar din tavăra oțelului. Din pământ, din iarbă verde. Exact. Hakim, acesta s-ar putea să fie ultimul asalt al oltenilor. Padula încearcă tot din aproape în aproape Craiova. Basa pierde mingea. Rușevici aleargă, nu știu câte baloane a atins, dar asta contează prea puțin pentru oțelul, dacă va fi victorie pentru formația lui Dorinel Munteanu. Vlad Hakim la bătaie, la croa, deviază bine Chițu, este cu spatele, Chițu trage minge blocată. Era și offside. Gata meciul probabil, offside mai întâi. Da, e o indirectă pentru Gălățeni, se așteaptă fluierul de final, deocamdată al șaselea minut suplimentar. Chițu oricum fusese blocat pentru că de fiecare dată în jurul purtătorului de balon apar cel puțin doi adversari. De adevăr, poziție neregulamentară la Aurelian Chițu. Toată lumea în picioare, înțelege și Giovanni Constantino că nu mai este nimic de făcut. Evoluție foarte slabă a echipei sale la Galați, tănasă pentru Rușevici. Rușevici cade offside și aici, prelungirile prelungirilor la malul Dunării. Poate că îi place meciul lui Horia Mladinovici, îi face semn lui Gurău să nu se grăbească. A fost un offside, da, evident, îl tot ceartă negru și are deja un cartonaș galben. Aici este momentul, offside-ul văzut de asistent, semnalizat la timp și e victoria oțelului. Da, un succes important, oțelul în continuare visează la play-off, 1-0 cu FC Craiova, a marcat Bodișteanu în minutul 64, 31 de puncte are în acest moment echipa lui Dorinel, egalează pe Petrolul, formația de pe poziția a noua, urmează analize și reacții la DigiSport special, o prefață a meciului Universitatea Craiova-Cluj de la 20. Cătălin Cărun și Andrei Tevilichi, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu DigiSport.